Salutare tuturor și bine la un nou joc pe canal, se numește Poz, întrecere lăbuțe și practic o să vedem viața unui pui de Lynx. Hai să nu știu start new game. Știu că e destul trist jocul, dar mie îmi place. Vreau să-i arăt și vouă. Da, practic acum asta e un fel de poezie și o să ne arate ca un pui de Lynx o să fim. Asta e protagonistul. Ia să vedem. Asta cred că e mama. Face miau. Ia uzi. Ce-s frații noștri? Ce drăguț. Uite și pe mama. Ia uzi, toarce. Simpatic, nu? Destul de simpatic, zic eu. Ia uitați-ne. Pot fac miau. Opa. Ce dracu. Așa. M-am murdărit la botica, am mâncat. Lol. Poți da un pic audio mai tare? Cred că se aude mai bine. Hai, mă. Ok, main volume așa. Ia auziți. Ia uitați. Și a trebuit să umblu un pic la sensibilitate sau ceva, input sau... Ia să vedem. Să umblu un pic în setări. Unde s-au dus ăștia-i mei? Uite-le urmele. Pot să fac și eu miau. Simpatic rău. L-am dat pe jos pe ăla, lol. Miau. Iată, ha! Hai să dau și pe el pe jos. Care-i faza? De stă așa, da? Ce stă așa? Putem să facem ceva sau? Au. Mă, totuși simt că se mișcă greu camera asta. Gen... Trag de mouse, dar mă doare capul. Sunt așa... Foarte... Foarte slab, ești gen. Nu știu de ce. Dau la maxim ce-ți fac. Mai bine. Ia. Aplica mama noastră. Vreau să mâncăm fluturaș. Unde? Unde? Mamă, vreau să mănânc și eu. Bă, nu-i mâncat doi pe toți. Mi-a statuit dracu. Am prins și eu ceva. Unde e mama noastră? Am mănâncat tot sufletul. Am dat pe ăsta pe jos. Mă, da.
Nu-mi dau seama, deci camera e foarte ciudată în jocul ăsta. Nu, în niciun caz așa. O să o pun pe aia altă. Nu știu, îmi pare rău că vă țin în meniu, dar nu-mi place deloc cum se mișcă chestia asta. Return. Nu, acum e și mai rău. Trebuie să intru în joc un pic. Dacă o pune static, ce se întâmplă? Poate e mai bine static. Măcar nu mai trebuie să mă deranjez eu cu camera. Îmi urmărește pisica. Iată, m-a luat mama. Băi... Da, dar parcă totuși. Hai să-i dăm follow, pe follow. Cred că așa e cel mai bine. Bă, de ce m-ai luat? Ce-ai cu mine? Ce-am făcut? Ia, m-a pus aici. Miau! Ia uitați. Miau! Și-mi place grafica din jocul ăsta. Așa, tablou, style. Da, ne ducem la culcuș. Miau! Ne cuibărim aici. Iau se torc. Miau! Ce scumpic e. Da, asta e poezie, Air Levels. Să întrebăm ce și de ce. Uite, mama a plecat. Unde se duce oare? Vreau să știu cum fugeam și eu. Munte se duce. Și de ce se duce? De ce a plecat și ne-a lăsat? Din câte țin aminte, jocul ăsta are două ending-uri și cred că o să le filmez pe amândouă. Pentru că merită jocul. Care-i faza? Ce-o stea? Păi și mama mea. Tare rău. Nu cred că am cum să ajung eu la stela, nu? Uite, m-am luat. Dispărut steaua. A, m-a luat. Bă. Mergem, scutur. Hai să mergem. Nu pot să fug. Miau. Miau. Uite, așa poți să-i vezi pașii, urmele, viziunea asta. Verific eu filmarea, 10 minute deja. Nici nu-ți dai seama când trece timpul cu jocul ăsta. Cred gingaș.
Hai să ne culcăm la loc. Dați-vă cum se cuibăriște acolo. Mau. Mau. Nu cred că e lung jocul, din câte știu, cam o oră are. Dar vreau să-l joc pe tot. Fă excepții. Of the trap, moving slow, moving steady, dark clouds loom, dark lands wail. Dangers are here, dangers are many. Mamă. Pericolele sunt aici, pericolele sunt multe. Bă, nu știu de cum să zic, nu sună bine. Imediat, băieți, ne mișcăm și noi, vreau să termin ceva de făcut. Ok, gata. Stai să vedem care-i problema. Mă, ce naiba, nu înțeleg cu camera asta. Mă disperă, pe bune. Foarte tâmpit, mă. Au, l-am dat pe la pe jos. E așa, mai vii de acasă. Cred că mai bine cu invert. Ce? Mă! Un fel de... Ce? Sau un fel de mapă, dar nu mă las să fac prea multe cu emu. Da, nu. Prea avem ce să facem cu emu. Ok. Au. Nu mă mai dau pe jos. Mamă, boscheți ăștia. Nu prea pot eu să trec până ei. Opa, left control. Da, suntem pe... Am văzut un iepure, ia să vedem. Deci, ia se furișează. Uite, iepurile acolo și îl fugărește și îl vânează. Ah, super. Am și o bucată... Ia uite, mi s-a murdărit la botic. Simpatic. Miau. Mă, ce simpatic e puiul ăsta de Lynx. E mult prea simpatic. Hai să vedem. Unde ne ducem? Miau! Miau! Ah, băi, eu tot mă gândesc la poezia. Pericolele sunt aici, pericolele sunt multe. Nu sună prea bine. Bine, asta se aplică și în viața unui om, nu numai în viața unei pisici, dar ei le sunt și vânate, oamenii mai rar. Decât dacă ești ceva mare, mafios sau ceva. Ia. Băi, nu fugi. Nebunul. Au! M-am lovit cu cap. Ia, l-am dat cu ăsta pe jos. Ce s-a întâmplat? A început ploaia. Oare ăsta e un pericol? Oare? Să vedem. Trebuie să trecem râul ăsta? Nu mai bă să facă miau. Nu prea le place să se ude la... Să le plouă. Cred și eu. Până la urmă pisicilor nu le place. Stai-te-vă și vei mai face mi-a sărac. Unde ne băgăm? Unde ne ducem noi? O luăm pe aici. Au! M-am dat cu capul. Asta e periculos, e adânc. Cred. Au. A, m-a luat în gură. Plăte să mă care.
Mamă, valuri. Nu, valuri în rost, ce dracu. Au. Băi. Nu. What? Sunt amețit. Ești la mal. Ia-mă și pe mine. Fă, nu mă lăsa aici, nu pot să controlez pisul ăsta. Băi, și eu. Nu. Nu. Vine valul. Nu. Oh, fuck. Oh, fuck. Deci ăsta era pericolul. Fuck. Băi, asta e trist. Am rămas singur. Shit. Uite, da, Wood speriat singur ce a abandonat. Capul lui era plin de întrebări. Asta era soarta lui, era random. Timpul să facem alegerile corecte, timpul să ne punem în mișcare. Bă, ce trist, frate. Uite-l, mă, săracu. E singur și face miau. Sărăcuțul. În orice caz, băi, sper că v-a plăcut episodul de azi. Foarte trist la final, dar o să continuăm cu povestea. Stați butonul ăla de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!